Statul încurajează persoanele care n-au atins încă vârsta pensionării și nu sunt în câmpul muncii să contribuie la pensie, la sănătate sau pentru ajutorul de șomaj. O persoană care plătește timp de 15 ani contribuția minimă la fondul de pensii de 222 de lei, sumă ce corespunde salariului minim pe economie din prezent, va acumula la sfârșitul perioade o sumă de 27.193 de lei. La vârsta de 65 de ani, când va ieși la pensie, persoana în cauză va primi o pensie de 102 lei pe lună. Speranța de viață actuală la români este de numai 73,3 ani. Astfel, o persoană care iese la pensie la 65 de ani, după care beneficiază încă 8-9 ani de pensie, va încasa puțin peste 10.000 de lei din totalul de 27.193 de lei, sumă pe care a dat-o la stat în 15 ani. Ajungem în acest fel la concluzia la care au ajuns și cei ce își păstrează economiile la saltea.